Craiova a dat prima lovitură a anului. În ziua în care Neagoi a fost pus antrenor, oltenii s-au înțeles cu Ișvan, fotbalistul pe care l-au mai vrut FCSB și Rapid. Neagoi este al treilea antrenor al Craiovei din acest sezon și a semnat cu oltenii până în 2024. Nu am promis nimic nici patronului, domnului Rotaru, nici domnului președinte, dar îmi doresc foarte mult să aducem titlul în bănie. Să ai rezultate mai bune decât Rădoi i-a urat Cârțul lui Neagoie. Rădoi a plecat de la Craiova după ce s-a certat cu Cârțul. Eu n-am ascuns. Eu la momentul respectiv nu am vrut să vină Rădoi. Nimeni nu s-a așteptat că Rădoi își dă demisia. Nimeni n-a vrut să-și dă demisia. Am rămas toți stupefiați și nu știam. În 91, Cârțul și Neagoie au adus ultimul titlu la Craiova. Sunt mai oltean decât poate toți care, sau mare, marea majoritate care în ultima perioadă au trecut pe la echipă. Oltenii s-au înțeles cu Ișvan de la FC Argeș. Urmează și alte transferuri la Craiova. Eu nu am venit la Universitatea Craiova acum să dau jucători afară, dimpotrivă. Am spus și domnul președinte că nu o să facem multe transferuri.